Viața bolnavilor de cancer din județul Vaslui atârnă de un fir de ață. Secția de oncologie a Spitalului Județean a fost închisă după ce singurul medic specialist a plecat în mediul privat, iar acum niciun oncolog nu vine la concursul de angajare. Da, este o situație critică. Dacă noi am scos post la concurs, până în momentul de față nu s-a înscris nimeni. Bolnavii de cancer sunt nevoiți să stea mai mult pe drumuri prinși în vâlvătoarea unei birocrații de neînțeles pentru ei. Nu știu ce să fac, nu știu unde să mă duc. S-a închis oncologia, am fost în policlinică, m-a trimis la Casa de Sănătate. La Casa de Sănătate să fie înapoi. Nu știu unde să mă duc. Sunt ca un cățel aruncat în stradă. În cazul bolnavilor care nu au nevoie de chimioterapie, tratamentul este asigurat prin policlinica din Vaslui. Toți pacienții au fost externați în data de 15 ianuarie. De săptămâna aceasta am hotărât ca pacienții oncologici să se prezinte, care sunt programați pentru curele de terapii biologice și schemele de chimioterapie prestabilite, să se adreseze serviciului de urgență. Managerul spitalului din Vaslui a cerut ajutor colegilor de la Iași și Bârlad, însă degeaba. Niciun specialist nu vrea să vină acolo și nici bolnavii nu pot fi preluați. Și nu sunt deloc puțini. Peste 7.000 de persoane din județ sunt bolnave de cancer.